seara, dragi telespectatori! Bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Cerasela Libe, gazda dumneavoastră. Alături de mine, în această seară, îl regăsim pe profesor universitar dr. Adrian Roșan de la Departamentul de Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bine ai venit, Adrian! Bine ai revenit alături de noi! Regăsirea e tocmai plăcută întotdeauna pentru mine și mai ales că am ieșit din izolare și ne regăsim. Da, chiar mă bucur să fiu aici. Vreau să simți aici libertatea acestui studio și să ne bucurăm de acest moment. Am simțit regăsire încă de la intrare. Foarte bine. E bunul cel mai de preț care ne-a rămas și sper să rămână neatins în continuare. În această seară vom discuta despre mai multe, în mod special despre momentul acesta al tinerilor care vin către voi, către universitate, pentru a deveni studenții voștri. Și te-am invitat pentru că foarte mult mi-a plăcut tot ce înseamnă sloganul pe care tu îl promovezi. Eu sunt psihoped. Spune-ne, Adrian Roșan, ce înseamnă să fii psihoped? Da, pe lângă faptul că noi suntem psihopeți, și eu sunt psihoped și eu, colegii mei și până la urmă toți cei care fac parte din familia asta, și nu spun lucruri mari când spun familie, că în general termenul ăsta de familie se folosește metaforic de foarte multe ori când vrei să arăți legături închegate, drag și alte lucruri. Dar eu cred că suntem o familie psihoped pentru că noi, Psihopedagogia Specială de la Cluj, suntem o școală fondatoare. Și acum, fără cumva falsă modestie, când ești o școală fondatoare, sigur că ești o școală care ești clădită pe niște principii științifice, principii profesionale, și evident că principiile nu pot să dăinuie în timp dacă nu sunt clădite pe niște valori. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că să fii și tu psihoped înseamnă să păstrezi valorile acestei școli fondatoare. Ori această școală fondatoare de psihopedagogie specială de la Cluj își are rădăcinile încă, primele cursuri au fost la Universitatea din Cluj din perioada interbelică, încă pe la 1927 erau cursuri pentru profesori sau și educatori care lucrau cu copii cu nevoi speciale. Iar după aceea, în timp, când a fost fondată în 1960, era o școală bazată pe o evaluare foarte riguroasă atât a profilului acestor copii și a nevoilor lor, cât și în curiculă regăseam discipline foarte bine structurate de intervenție. Și lucrul acesta ne obligă, pentru că ce s-a întâmplat în timp cu psihopedagogia specială, da, și revin la ea, s-a multiplicat în diverse centre din țară, a trecut dintr-un domeniu psihologiei în alt domeniu a științelor educației și n-a fost întotdeauna un teren foarte propice pentru ea ca specializare, pentru că spun răspicat, o specializare ca psihopedagogia specială ar merita un domeniu, da, de sine stătător, special education, da, așa cum există peste tot, sigur, în lume, în America și așa mai departe, de la nivel licență până la nivel doctorat. Și atunci, fii și tu psihoped sau eu sunt psihoped, fii și tu psihoped, înseamnă că toți cei care suntem în perioada admiterii vor veni la noi printr-un slogan simplu, da, penetrant, pe tricourile noastre, da, pe paginile noastre de socializare, încercăm să-i spunem într-o sinteză foarte scurtă că aici vor găsi valorile unei școli fondatoare, nu a unei școli oarecare, fără ca, Doamne ferește, să minimalizez celelalte școli. Dar această școală fondatoare spune foarte răspicat că poți ajuta eficient copiii cu dizabilități sau cu nevoi speciale dacă tu știi ceea ce faci. Te-ai format, nu într-un curs de o lună, două luni și așa mai departe. Sunt bune aceste cursuri pentru formare continuă, dar nu sunt suficiente. Și nivel licență, avem masterate, probabil vom vorbi despre acest lucru, și avem încă un lucru extrem de important, dreptul de liberă practică în psihopedagogia specială. Dreptul de liberă practică înseamnă că tu poți să-ți iei destinul profesional în mâini, dacă ești bun, să-ți deschizi
un cabinet, la început, mă rog, sub super vizare și așa mai departe, și să-ți dai măsura profesionalismului tău și să ajuți în mod, în mod eficient. Deci a fi psihoped, pe lângă profesionalismul care spunem noi că există, sunt și valorile pe care le promovăm. Și dacă mă gândesc doar la colegii mei de departament, fiecare dintre ei, pe lângă partea aceasta de cursuri, de discipline care le predau, fie au un drept de liberă practică și un cabinet deschis, fie activează în anumite asociații sau organizații care promovează terapia limbajului, stimulare cognitivă, psihoterapii și așa mai departe. Deci, practic, a fi psihoped înseamnă a-ți asuma și un anumit mod profesional de a înțelege o profesie care, din păcate, și fac aici din nou o paranteză, în centralizatoarele Ministerului Educației și a lucra la stat, înseamnă că, indiferent ce licență ai făcut, cu un anumit curs de câteva luni, poți să fii psihopedagog special, bine îi spune altcumva, da, exact ca și cei care termină o facultate. Iar acest lucru este profund nedrept, profund neprofesionist, și astea sunt și problemele pe care noi le identificăm în sistem. Că vedeți cât se bate monedă pe sistemul de învățământ special și așa mai. Ia să facă o analiză și să vedem cât sunt psihopedagogi autentici, da, și care și-au urmat un traseu profesional corect, și câți sunt cei care au ales diverse portițe, evident, legale, dar da, ocolite. Din păcate, toate astea vin împotriva copiilor, a beneficiarilor serviciilor de psihopedagogie, nu? Exact. Și ei ce fac? Ei primesc ceea ce li se oferă. Unii au șansa de a întâlni un profesionist foarte bine format, și alții primesc niște amatori care, că nu putem să le zicem. Sau cineva care și-a găsit un job. Deci vreau din nou să fac o paranteză. Nu văd o profesie de vocație. Sunt oameni care se job pot recalifica și care sunt foarte implicați și care își fac treaba. Sunt o categorie și din asta. Dar sunt, din păcate, și alții care pur și simplu și-au găsit doar un job. Iar lucrul ăsta, chiar dacă o să supere, trebuie spus în mod răspicat, pentru că pe lângă profesionalismul pe care este necesar să-l ai în lucru cu copiii cu dizabilități, tu trebuie să ai și niște calități personale. Să ne spui ce profil trebuie să aibă cei care vin către astfel de profesie. E o profesie de vocație aici, și pe lângă foarte multă știință, e nevoie și de anumite abilități și calități personale. Nu e un job. Cred că este 100% o profesie de vocație. Evident că școala de la Cluj accentuează foarte mult și modelele acestea validate științific, adică modele în care să faci o evaluare psihopedagogică, să vezi profilul copilului, să faci intervenții validate științific. Însă eu cred că trăsăturile de personalitate sau profilul acesta, neapărat, de exemplu, dacă n-ai făcut un voluntariat în domeniu înainte, nu neapărat că tu nu o să fii un bun psihopedagog, dar probabil o să fie pentru tine destul de șocant, pentru că tu, de exemplu, nu trebuie să intri în profesia asta pornind de la preceptul ăsta pentru că mi-e milă de acești copii. Da. Poți să ai cel mult compasiune, dar nu milă. Tu nu ai de ce să intri într-o profesie, nici în cea de psihoterapeut, nici în cea de doctor, ca să-ți fie milă. Tu nu o să poți să, o să te ajuți pe tine. Uite ce milos ești tu, că ție ți este milă de anumite categorii și îți întreții practic un ego. Și atunci cineva care nu are sau nu și-a construit o experiență, este necesar să-și o construiască. Și dacă nu și-o construit-o când a intrat la facultate, și-o poate construi pe parcursul facultății. Cred că e și o confruntare cu o realitate care practic îl obligă să-și măsoare potențialul, chemarea către și capacitatea de a fi, și capacitatea de a fi acolo. Dacă tu, vedeți, trăim acum o perioadă în care mecanismul fricii este antrenat din plin, sigur, pentru responsabilizare în esență, dar dincolo de responsabilizarea asta, este un training al mecanismelor fricii extraordinar de mare. Că suntem aici într-o discuție între noi, între psihologi, și simt foarte bine că atunci când mecanismul fricii este antrenat la cote
înalte, crește hipervigilența, scad funcțiile cognitive superioare și suntem într-o zonă din asta destul de jos. Așa că dacă așa cum ne uităm pe stradă, sigur, e foarte bine că purtăm mască, e foarte bine că avem măsurile astea, dar am putea fi mai relaxați, da, să zâmbim mai mult, să ne privim mai frumos, să diminuăm din crispare, să avem credința că celălalt este tot omul care era înainte de izolare și nu un potențial om care m-ar putea infecta. Mă scuzați. Da. Revenind acum la profilul psihopedagogului, cred că empatia. Empatia din nou se antrenează. Sigur. Se dezvoltă prin exerciții. În al treilea rând, umanitatea și iubirea. Adică dacă tu crezi doar în performanțe cognitive superioare, tu vei fi un ipocrit pentru că vei compara tot timpul o performanță a unui anumit copil cu o anumită dizabilitate cu ce? Cu ceva dintr-un etalon. Ori copiii nu sunt etalon. Și nu va mai fi văzut copilul, de fapt. Și copilul va dispărea din ecuația respectivă a vieții pentru simplu fapt că nu performează, pentru simplu fapt că ne creează probleme, pentru simplu fapt că nu are comportamente adaptative. Fac aici o paranteză. Mă scuz că parcă emisiunea parantezelor. Știți, sunt studii apropo de învățare. Așa. Și știți ce abilități apreciază profesorii în general la elevi? Culmea, nu inteligența, cum am crede noi, ci gradul lor de implicare în disciplinele din curriculum. Este considerat un factor mult mai important, aplaudat, notat, performat și apreciat mult mai bine decât nivelul de inteligență. Ei, nu e o întrebare foarte bună chestia asta. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că de foarte multe ori ne place dezirabilitatea, ne place să primim răspunsuri la niște lucruri fixe, de template și așa mai departe. Iar în momentul în care ceva este creativ, este diferit, un creier care noi l-am antrenat pe un anumit template, îl vede ca stresor. Da, mă gândesc la filmul Divergent, fără să vreau, exact. În care chiar așa ceva, ce iese din normă, creează probleme, nu? Exact. Și disconfort pentru cei care sunt în față. Asta înseamnă și dizabilitatea. Da. Dizabilitatea nu că iese din norma de referință. Este ceva diferit care este necesar să fie tratat diferit, dar nu pentru a fi normalizat. Pentru că noi trebuie să terminăm odată. E foarte important ce zici tu acum, că străduința nu e să normalizezi, să aduci la media populației pe toți acei copii. E altceva. Străduința cea mare îi să faci ce poți face din acel copil cu ceea ce are el și acel lucru înseamnă adaptare pentru el 100%. Iar dacă mai trăiește și stările de fericire și de bucurie, este un lucru extraordinar. Pentru că îmi vine, vorbim mult acum de știință, o să spun o povestire micuță care mi este foarte, foarte dragă, ci că pe o corabie era un bătrân marinar și un om de știință. Și omul de știință în fiecare zi vorbea despre o știință, despre o logie, cum știi cât e atacată acum așa zisa pseudoștiință, dar adevărata pseudoștiință nu-i atacată și uneori din miturile științifice facem adevărată știință. Și vorbea într-o zi despre meteorologie și întreabă bătrânul marinar, dar ce este meteorologia? Cum? Nu știi ce este meteorologia? Înseamnă că ai pierdut un sfert din viață. A doua zi despre oceanografie. Dar ce este oceanografia? Nu știi ce este oceanografia? Înseamnă că ai pierdut jumătate din viață. A treia zi despre seismologie. Nu știi ce este seismologia? Înseamnă că ai pierdut trei sferturi din viață. A patra zi, furtuna mare.
pe mare. Toată lumea, corabia, avea serioase probleme, fiecare încerca să se salveze într-un anumit fel și omul de știință părea cel mai înfricoșat sau unul dintre cei căruia îi era frică. Și vine bătrânul marinar și îl întreabă: ce prealuminate domn, știți ce este înotologia? Înotologia? Știți să notați? Nu. Înseamnă că ați pierdut întreaga viață. Deci, până la urmă, asta înseamnă adaptare. Ce am luat în mod practic din știință sau din paradigma aceea științifică care e necesar să fie, să fie acolo. Și pe lângă ce am luat și ceea ce am dat, pentru că era o vorbă frumoasă a lui Leon Bloy care spunea: știu care școală îmi place, în care nu se știe cine dă și cine primește. Da. Și până la urmă, zilele acestea pe care le trăim noi și mai ales le-am trăit online din punct de vedere educațional, cred că vorba aceasta a fost extrem de valabilă, pentru că s-a primit și de o parte și de și de cealaltă. Și dacă lucrul ăsta îl aplici ca și principiul al învățării, va scade foarte mult anxietatea, pentru că nu s-a vorbit, sau dacă s-a vorbit, nu cred că s-a operaționalizat suficient de mult, pe lângă partea asta cognitivă, în care toată lumea a fost stresată, câte cunoștințe se dau, câte se iau, s-au dat mai multe teme, culmea, că aveam discuții, am simțit asta și la facultate, adică dacă înainte dădeai câteva teme de seminar, acum parcă lumea simțea nevoia să dea de două, de trei ori mai multe teme dintr-o chestie de control și de supracompensare. Când ei, studenții și cred că și elevii, partea cu studenții, o știu cel mai bine, ei se confruntau cu faptul că la un moment dat au trebuit să-și părăsească căminul, orașul universitar și așa mai departe și să se reîntoarcă acasă într-un spațiu închis, limitat, și toată ziua să stea în fața unui calculator, și acolo mai făcea, probabil calculatorul era în dormitor sau calculatorul era prin spațiu, open space-ul deschis al bucătăriei, unde se mai făcea o ciorbiță sau se mai făceau niște lucruri, în care erau puși în aceste situații de intimitate educațională cu care se confruntau. Spațiile sunt diferite, oamenii sunt de diverse statute socioeconomice. Nimeni cumva nu și-a pus problema ce trăiesc acești studenți, acești copii dincolo de aspectul cognitiv. Iar cu cât condiția devine mai evaluativă și arată studiile astea și are un scop educațional, cu atât anxietatea crește. Crezi că s-a pierdut foarte mult în învățământul acesta online din această perioadă? Da. La nivelul interacțiunii cu studenții, la nivelul lor de implicare? La nivelul implicării nu, că cred că anxietatea într-un fel, știi, foarte bine te implică. Cum și te supra implică te și te over implică, ca să spun așa. Tot. De implicați au fost implicați, nu știu cât de eficient a fost, pentru că știm că pentru orice experiență de învățare emoțiile sunt critice sau sunt esențiale. Oricând în template-ul tău, în scenariul tău de învățare apare un stresor care poate chiar să te destructureze, sigur că dispare autodeterminarea, plăcerea asta de a învăța și se transformă într-o corvoadă, cu atât mai mult cu cât ține și de profesor. Adică la fel de evaluat se simțea și profesorul în fața unui display, a unui monitor, în care, dincolo de informațiile științifice pe care le are, transmiterea înseamnă să intermediezi în modul cel mai autentic. Ori dintre profesorii care au reușit să facă acest lucru au fost, să spun, apreciați de către studenți, iar ceilalți nu pot zice că au fost blamați, ci s-au măsurat
ci s-a manifestat mai tare anxietatea studenților în acele, în aceste situații. Să ne gândim că oamenii aceștia au dat licențe, au dat examene, au fost puși în niște situații paradoxale, situații pe care toată lumea le clama, că dacă noi am dat filmul înapoi și ne-am uitat cu câteva luni când toată lumea vrea digitalizare, totul să fie pe platforme educaționale, proiecte nenumărate pe platforme. Vă pun o întrebare fundamentală. Cu atâtea platforme, cu atâtea, de ce totuși nu reușim să facem ca acest proces să fie 100% eficient? Nici nu cred că va fi eficient vreodată, pentru că interacțiunea umană nu cred că va putea să fie înlocuită de nimeni și de nimic. Să păstrezi lucrurile într-un echilibru, da, dar panta aceasta spre care se merge, că vom digitaliza total și lucrul ăsta ne va face un extraordinar management al timpului, că într-un spațiu de 24 de metri pătrați vom mânca, vom învăța, vom dormi, vom iubi, vom urâ, vom face fitness. Da, pare, am auzit pare, asta, pare, fitness pare, online. Da, pare, da, pare utopic din punctul meu de vedere, dar nu e neapărat că această opinie să fie, să fie împărtășită. Oricum, sunt sigură că le-a lipsit foarte mult studenților interacțiunea cu profesorilor, dar și interacțiunea dintre ei, nu? Exact. Că s-a pierdut acea stare, nu, de comuniune, acea stare și care până la urmă de informații, de stări, participarea, împărtășirea momentului, participarea la examen, trăiesc emoțiile colegului meu care intră să-și susțină lucrarea de licență. S-a pierdut. Să-mi spună ce a întrebat, celălalt e considerat mai performant. Cum e comisia? Cum e comisia? Ce întrebări se pun? Ce urmează? Nu? Cum aveau spațiul lor virtual cu întrebările individuale pentru... Nu te raportezi la semenul tău, pentru, oarecum. Da. Sigur că se va păstra ceva, probabil, din toată întâmplarea aceasta. Probabil că se vor mai recurge... în viitor la astfel de modele, nu, de accesarea învățării prin platforme, dar să sperăm că se va reveni la... Cu siguranță platformele sunt utile, dar orice lucru care este dus în extrem în legătură cu ființa umană. Hai să vedem, nu? Da. Îmbrăcăminte, oamenii se îmbracă diferit. În fiecare dimineață când ies din casă se întreabă dacă își pun o bluză sau o altă bluză și așa mai departe. Ei, lucrul ăsta cam dispare, deși am văzut psihologi care recomandau să te îmbraci ca și cum ai fi la serviciu. Mie mi se pare ok, de acord cu lătă, dar mi se pare un pic forțat. Ne păcălim puțin, un pic forțate în ideea asta și ne ducem un pic într-o zonă de inautenticitate care după aceea, dacă nu o salvezi tot prin interacțiuni umane și tot prin valori, tu raportat la tine însuți îți va fi destul de dificil să nu te înstrăinezi. Vorba existențialiștilor. Pentru că dacă tu practici, ei vorbesc de înstrăinarea de tine însuți, dar dacă te înstrăinezi de tot ce înseamnă prieteni, valorile tale, activitățile tale, pe simplu considerent a rămâne în viață sănătos, nu cred că conceptul de sănătate este complet. Da, și nu cred că ne ajută foarte mult doar credința asta că sănătatea salvează tot. Tot, da. Și sănătatea noastră e încercată și ce dacă ne mobilizăm resursele și depășim acele momente, nu? Și ce modele și ce experiențe ne oferă oamenii care au trecut prin, au răzbit prin în urma unor boli cronice sau în urma, mai vorbim de cei din închisori sau de cei care au fost, mă rog, închiși pe nedrept, cu ce au răzbit? Au răzbit cu forțele lor psihice. Evident. și cu valorile, cu valorile. Dacă noi o să le dăm la o parte și o să fim tehniciști comportamental, adică să credem că doar gesturi mecanice salvează tot ceea ce va
urma, cred că omenirea nu va fi foarte fericită. Nu va fi foarte fericită și oricum ne intrăm deja într-un rol de bolnav, deși suntem sănătoși și ziceam la un moment dat că e prima dată în istoria umanității când au fost izolați oamenii sănătoși. Da. Intrând într-un rol, nu? Exact. Alimentat de frici, într-un rol de oameni care pot fi bolnavi foarte ușor. Și ați văzut câte mecanisme afectați. Ale plăcerii am avut noi, multe mecanisme ale plăcerii. Ei, toate aceste mecanisme ale plăcerii au suferit o grămadă de constrângeri și au fost înlocuite cu un mecanism al fricii. Ori mecanismul acesta al fricii este gestionat extrem de diferit de fiecare persoană, în funcție de experiența lui anterioară, de experiențe mai mult sau mai puțin traumatice, de profilul de personalitate, agreabilitate, extraversiune și așa mai departe. Lucrurile astea, noi trebuie să ne ocupăm și de anxietățile oamenilor și ceea ce trăiesc ei în această stare de izolare pe care le-o propunem pentru binele lor. Și Doamne ferește, nu niciun mesaj anti nerespectare de reguli și așa mai departe, dar cred că ar trebui să ieșim mai mult și să vorbim despre ce simt, ce trăiesc oamenii în condițiile acestea pe care noi le propunem pentru binele lor. Da. Păi exact așa ca și cu o persoană cu dizabilitate. Dacă nu o lași pe ea să-ți povestească despre binele ei, s-ar putea, oricât de empatic ești tu, să nu fii 100% în binele tău, să nu se potrivească cu binele dorit de acel exact. Pentru că copiii aceștia cu cerințe educative speciale, crezi că au fost foarte afectați de această perioadă? Cu siguranță au fost afectați pentru că ei apreciază interacțiunile. Ei au modele explicite, pentru că pentru noi avem și multe modele implicite, dar pentru ei modelul este necesar să fie mult mai explicit. Ori haideți să ne gândim. Atașamentul are și tactil, kinestezie, are și alte dimensiuni. Atașament virtual, sigur că se poate prin diverse modalități de imagine, de melodii, de, ați văzut, mă rog, toată lumea salva cumva planeta cu o melodie sau încât ceea ce este extraordinar. Dar oamenii se mai pot salva și unii pe alții îmbrățișându-se în limitele legale, transmițându-și gesturi de care acum se feresc și sigur... Da, îmbrățișarea, strângerea mâinii, zâmbetul, au dispărut, zâmbetul. Nu? Sub masca și sub măluși. Avem reclame, da, reclame. Sub masca aceea este un zâmbet. Ar fi foarte bine să fie un zâmbet, să nu fie un zâmbet din ăsta încordat de frică sau de ăsta... Și cred că e o datorie la fel de mare cum e cea datoria pentru sănătate și datoria aceasta pentru starea emoțională, psihică și nu, de ce nu, spirituală. Dacă ne uităm la organismele mari care se ocupă de calitatea vieții, da? Și cel american, și cel canadian, și cel, o să vedem cât de importantă e starea asta de apartenență sau de bine psihologică, spirituală și inclusiv cea religioasă. Deci fac parte din conceptul de calitate. Perioadele acestea au putut să ne determine să fim mai reflexivi, să căutăm valorile și a fost timp mai îndelung, așa, să ajungem și la spiritualitate dacă am rătăcit-o între timp. Da, cred că valorile spirituale sunt importante și valorile spirituale se regăsesc în cărți. M-aș fi bucurat, nu știu, nu am date foarte concrete, dacă lumea s-ar fi, trecând dincolo de guidelines-uri, de ghiduri, de rețete și așa mai departe, de exemplu să se regăsească într-un roman, într-o poezie în care acolo găsești
probabil un amalgam de stări emoționale, de la cele de bucurie, fericire, până la cele de tristețe, confuzie, furie, și care pot să realizeze o sinteză și să fie, între ghilimele, un medicament care să-l iei foarte ușor, să te proiectezi acolo și să vezi că ai o stare de bine nefăcând mare lucru, decât citind. Exact. Și nu stând intoxicat de dimineața până seara, să afli același lucru doar cu valoare amenințătoare. Adică dacă noi am face o analiză a știrilor și probabil dacă... De ce nu avem, că nu putem avea mai multe decât cele cu valoare amenințătoare, că nu fac rating, dar măcar cu o valoare neutrală binevoitoare, cu o valoare de commitment, de angajament. Pentru că în perioada asta în care izolezi și faci niște lucruri, oamenii trebuie să aibă niște commitment-uri, niște angajamente ca să aibă o viață cu sens. Cu sens, da. O viață cu sens. Da. Ori vorba lui Alun, soarele și moartea nu pot fi privite direct în față, dar orice problemă poate fi privită direct în față, că dacă nu faci un coping din acela evitativ, și copingul acela evitativ te ajută pentru moment, dar când revine este destul de circular. Ori sensul cred că se construiește. Da. Sensul să nu-l căutăm în știri, dragi telespectatori, clar, și să avem puterea de a privi în față problemele, că sunt doar niște probleme care nu ne pot răpune chiar așa ușor dacă nu vrem să ne lăsăm răpuși. Creierul nostru este construit să rezolve, să rezolve probleme. Și... Adrian, da. Hai să vedem. Ne întoarcem la învățământul UBB, Facultatea de Psihologie, Departamentul de Psihopedagogie Specială. Da. Înscrierile continuă până când? Da, deci mai avem o zi de înscriere. Înscrierile sunt diferite la fiecare facultate. Înscrierile sunt online. Totul se întâmplă online. Este un exercițiu pe care toți îl fac și exercițiu se desfășoară, pentru că mai lipsește un document, se resună și așa mai și așa mai departe, practic apare forma asta de interacțiune umană. Practic există o platformă pe care se pot încărca. Câte locuri au fost în acest an pentru licență? La psihopedagogie specială au fost 75 de locuri la zi, la învățământ cu frecvență, din care 35 bugetate și restul sunt cu taxă, iar la nivel de învățământ... Ce masterat aveți? Iar la masterate sunt două masterate extrem de interesante, management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile inclusive și terapia limbajului și audiologie educațională. Sunt acreditate la Colegiul Psihologilor, dau drept de liberă practică, dar a fost o concurență așa fără precedent anul acesta. Bănuiesc că, mizând și pe faptul că probabil vor fi online mare parte din cursuri, avem înscriși din toată țara, inclusiv București, Moldova, Sud și așa mai departe, și s-au produs niște modificări. Dar asta mă bucură, că școala noastră este recunoscută și a fost recunoscută și prin cursurile postuniversitare care colegii noștri, adică noi în esență, le-am făcut peste tot în țară și inclusiv și în perioada aceasta de izolare. Am organizat diverse webinare și cu asociații profesionale și am participat noi ca și profesori. Am fost, de exemplu, la o conferință națională a cadrelor didactice cu participare internațională despre anxietatea de evaluare, implicații psihopedagogice, chiar și rulează pe plus și alți colegi, despre oportunitățile profesionale, și erau înscriși la webinarele acestea sute de oameni, la câte erau gratuite, evident, dar pe partea aceasta de școală, pe tulburări specifice de învățare, că școala noastră are niște puncte tari și puncte nevralgice care noi încercăm să le rezolvăm prin soluții pe care le propune, nu neapărat prin critică. Adică eu m-am săturat, că și am fost unul dintre critici, am criticat ani de-a rândul, până într-o zi m-am
oprit și eu am zis că ok, nu folosește la nimic, hai să căutăm niște soluții. Deci mă bucur că suntem o școală fondatoare, școala de psihopedagogie specială și că nu-i pentru o recunoaștere că, mamă, ce mândrie profesională avem noi că suntem o școală fondatoare, ci o școală care oferă soluții și cred că lumea caută soluții. Lumea s-a săturat în educație de discursuri sterile, parcă prea multe discursuri. A trecut vremea discursurilor și se caută, practic, rezolvări. E vremea soluții, vremea faptelor până... Corect. Până la urmă reflectivitate, dar și fapte. Și practic suntem pe final de admitere. Admiterea pentru noi a fost foarte, foarte bună. Și asta țin așa să mulțumesc tuturor colegilor mei, pentru că cred că dacă în departamentul de psihopedagogie, pe lângă profesionalismul oamenilor de acolo, cred că sunt toți oameni cu mare drag și empatie în profesia lor. Și asta, de fiecare dată, în feedback-urile pe care le-am primit, a fost scos în evidență acest lucru. S-a pierdut entuziasmul mult în educație și... foarte important voi să transmiteți entuziasm și să inspirați pe studenții voștri. Noi am fost o generație tânără. Deci noi, dacă mă gândesc, numai cu 8 ani era un departament care rămăsese după ce se pensionaseră marii profesori și așa mai departe, avea o medie de 31 de ani și erau destul sceptici atunci că școala va continua. Ei, elanul, tinerețea, profesionalismul și cred că valorile cumva și-au spus cuvântul și deja noi așteptăm practic tinerele generații care ar putea să continue acest lucru. Cred că noi deja am ajuns la un nivel de maturitate încât s-ar putea face o continuare ca să nu mai există scizuri. Bine, scizurile au fost și din faptul că în 1975 pedagogia specială a fost desființată și după aceea s-a reluat. Dar pentru ca lucrurile să continue, pentru că până la urmă lucrurile continuă prin oameni, prin valorile lor și prin profesionalismul lor. Nu există, cum să spun eu, oameni atot cuprinzători care... Asta cu siguranță... 100%. Și până la urmă noi am avut starea asta de spirit, pentru că atunci am avut entuziasm și dorință foarte mare, nu de a demonstra, ci dorință de a face ca lucrurile să meargă și să fie aproape față de ceilalți, păstrând limitele profesionale. Cred că este un lucru care n-ar trebui să se piardă nici în domeniul ăsta, dar nici în alte domenii, pentru că parcă lumea în care trăim ne ține departe aproape. Ah, interesant. Este o metaforă al Mircea Zaciu, Marele critic, aproape departe sau departe aproape. Poate că ar fi bine să ne gândim la cei doi, să ne țină doar aproape. Da, cu un profesor ca tine sunt convinsă că lucrurile vor merge foarte bine și transmiți. Tu te pui pe tine, cred, în actul de predare a ceea ce înseamnă. A fost extrem de dificil și pentru mine și cred că și pentru alții, pentru că eu cred foarte tare în profesorul în sala de clasă și în amfiteatru și mă bucur pentru acest prilej pe care mi l-ai oferit și... cred foarte tare în oameni, că foarte multe lume spun, cred în echipă, echipa se construiește, 7 din 10 echipe sunt eficiente, asta, dar eu cred că oamenii împreună pot să facă. Întâi să fie oameni și după aia fac echipă. Și probabil de foarte multe ori am spus lucrul ăsta și părea așa destul de suie, cu valorile, cu oamenii și așa mai departe. Cred că pentru noi a fost formula câștigătoare în sensul bun, de a aduce alți oameni care să continue cu valorile
profesionale. Și asta înseamnă să fondezi zi de zi o școală. Da. Da. Eu cred că de la 14-15 ani tu tot crezi în puterea umanității de a funcționa bine, exact, nu? Exact. Păi eu uniți absolvit liceul pedagogic, cred că și, da, și, bine, și da, tu și cred că acolo am fost... Am fost învățat să credem în oameni și cred că puterea oamenilor, pentru că este important să omul până la urmă, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și îți dă forța, rămân valorile acelea, că oamenii pot să facă greșeli, erori, pot să fie mai mult sau mai puțin pregătiți, pot să fie sau nu la locul potrivit, lucrurile astea se reglează în timp, dar valorile acelea rămân pentru sunt fiecare. Și stabilitate, da. Asta e o parte din a face psihopedagogie specială. Dragi telespectatori, dacă încă nu v-ați hotărât unde să mergeți, la ce facultate, vă îndrum spre psihopedagogie specială. Mulțumim! Profesor universitar dr. Adrian Roșan vă va fi profesor. Mulțumesc frumos și mulți alții mult mai buni și mai competenți. Fi absolvent de școală, de liceu, acum cred că mi-aș dori după astfel de emisiune să îți fiu... Mulți absolvenți de liceu pedagogic și acum în formula care există liceu pedagogic vin înspre noi. Îți mulțumesc și eu. Îți mulțumesc foarte mult pentru că întotdeauna am simțit în această emisiune autenticitatea și că sunt liber, care pentru mine e o valoare extrem de importantă și probabil pentru viitor va fi și mai importantă pentru noi toți. Să prețin libertatea, Adrian, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și te mai așteptăm cu mult drag aici. Cu mare drag. La revedere, dragi telespectatori. La revedere.